Salutare pescari! Astăzi este 20 mai, orele 9.45. Am venit la Tulcea, la zona sediului ARBDD, unde a fost organizat un protest ca urmare a discriminării pescarilor sportivi recreativi, ceea ce privește reținerea speciilor crab, som, cealău și știucă. Întrucât considerăm că prin această interdicție ne sunt încălcate drepturi, mai mulți pescari recreativi am decis să protestăm față de această măsură, în speranța că autoritățile vor reveni la prevederile legale dinaintea ordinului de prohibiție. De ce solicităm acest lucru? Fiindcă măsura luată nu este una care să ducă la îmbunătățirea fondului piscicol, având în vedere că pescarii comerciali au dreptul să pescuiască aceste specii. Prin urmare, faptul că doar sportivii nu vor mai reține aceste patru specii nu va duce la creșterea numărului acestora. Deja mulți pescari au început să se adune, să sperăm că vor fi suficient de mulți astfel încât să putem determina autoritățile să revină asupra interdicției și de asemenea, din discuțiile cu organizatorii protestului și alți pescari, vom solicita a fi luate mai multe măsuri care să aibă ca rezultat ameliorarea fondului piscicol. După cum puteți vedea, au început să se adune pescari care să protesteze față de această măsură. Cum numărul este relativ mic, nu cred că va avea ca rezultat ceea ce dorim cu toții, însă e un început. Poate acum se vor pune și bazele unei asociații care să reprezinte interesele pescarilor sportivi recreativi pe zona deltei Dunării. Pe fundal pot fi observați organizatorii acestui protest, care de asemenea înregistrează ce se întâmplă la protest și emit puncte de vedere pe care ar trebui să le susținem pescarii recreativi. A fost pasat, s-a uscat între timp, n-a putut să se facă nimic, a fost pasat și cineva l-a anunțat în apă și acum anunța că bolovanul s-a topit atât de mult, am omit locul, dar ne-a găsit pe noi. Da, deci să înțelegem tehnic, nu se poate face prohibiție pe specie cu setca. Pentru că peștele, setca este un instrument care ucide și peștele care intră în setcă cel mai probabil moare acolo. Din acest motiv, campania de eliminare a secii din delta Dunării va începe la fundația, la porțile deltei. De anul acesta vom milita împreună să scoatem setca și în felul ăsta să putem să facem prohibiții pe specii. Și pentru pescarii comerciali va fi un lucru bun, pentru că vor putea elibera. Anul trecut, de exemplu, am cerut prohibiție la știucă de la 1 decembrie sau 15 noiembrie și s-a spus că lăsați, domne, da? Când știucă avea nevoie de prohibiție. Dar asta înseamnă că trebuie să scoatem setca. După cum puteți vedea, protestul decurge pasnic. Oamenii au venit să-și exprime nemulțumirea, dar este păcat că nu au venit mult mai mulți, fiindcă cu siguranță această interdicție îi afectează pe foarte mulți. Dar cred că ne lovim de aceeași problemă în care cei mai mulți dintre noi gândesc, lasă, că dacă se rezolvă voi beneficia și eu, n-are rost să mă implic. Ori lipsa implicării a dus la aceste abuzuri. La acest protest își anunțaseră de ieri prezența și ProTV-ul. Deocamdată încă nu au apărut. Probabil s-au interesat și au văzut că nu va fi o știre cu un impact atât de major care să facă obiectul deplasării. Dar să așteptăm, poate vor veni într-un târziu. Doliu, așa pentru pescuitul recreativ sportiv în delta Dunării, da? În semn de protest, așa arată. O fâșie. După cum vedeți, participanții la protest vor purta doliu. Vă rog frumos. Să vorbesc cu Petru, vin de la Londra. De la Londra vin să... Pașaportul cu Dunăre. Da, uitați-vă cu pașaportul. Am venit să susțin colegii care a crescut pe malul Dunării și toți oamenii de bună credință care doresc atunci când vor să rețină un crap, un șalău, un som, sau știu că s-o pot face în mod legal. În momentul de față suntem discriminați. Care nu prindem foarte rar și rău. Nu există egalitate. Constituția României spune egalitate pe toți cetățenii. Nu avem parte de această egalitate. Nu avem nimic cu pescare comercial, sunt prietenii noștri, colaborăm,
dar nu trebuie să se facă această discriminare, fiindcă asta duce la conflict. Noi nu vrem conflict, noi le vrem dreptul constituțional de a ne bucura de resursele țării noastre și atât. Vă mulțumesc. Dumnezeu să-l ierte. Sunt mulți care au venit de afară. Nanicu, sănătate. Sunt mulți care au venit de afară și care au experiența altor țări și care ne-au împărtășit-o de-a lungul timpului pe rețelele de socializare. Am învățat multe, din păcate învățăm numai noi, alții numai în față au rămas acolo pe zona de PCR, pe nu știu de unde vin, cu gândirea, cu faptele și cu acțiunea. Din păcate, o decizie discriminatorie, luată pe repede înainte, pe genunchi, fără niciun efect, ne-a adus aici, în această situație, o situație de exces, o situație nefirească, care n-ar fi trebuit să existe într-o țară normală. Dar iată-ne protestând împotriva acestui articol discriminatoriu care ne interzice reținerea încă o dată a celor patru specii de pește bun, valoros, valuta, cum zic localnicii, așa îi spun, valută, bă, ai niște valută, am. Câte kilograme? Da. Salut, domnul. Așa se întâmplă cu... Salut. Bine ați venit. Așa se întâmplă cu... Iar pentru anul acesta vreau să vă spun tuturor că ne-am săturat să fim hăituiți de iurei, ne-am săturat să ne uităm peste umăr, domne, l-am prins, era în mincioc, în s-a ajuns. Nu, domne, nu este niciun impact, nu este nicio justificare logică, științifică pentru asemenea măsură. O spunem răspicat, o spunem că nu suntem cetățeni de rangul 2 în această țară și nu permitem o asemenea discriminare, da? Fără niciun motiv, fără nicio justificare, luată într-un birou, netransparent, neexplicată nici până în ziua de azi. Ba da, este o explicație, am aflat-o zilele trecute, așa i s-a părut cuiva că e bine. Și dar spuneți numele, domnul Ion. Mă repet pe tot. Spuneți numele. Ion Muntean. Toată lumea știe. Am și scris, da, toată lumea știe. Așa e. Toată lumea știe. Da. Și asta nu e prima dată, ne-am mai întâlnit la prefectură și anul trecut cu domnul prefect Marcel Ivanov acolo și de față cu dumnealui a susținut același lucru. Spre stupefacția celor prezenți, știi, Vali, că eram acolo. Și ieri, de două ori, a zis același lucru. Ceream o explicație logică, științifică pentru un asemenea gest, pentru un asemenea articol. Iată că a venit. Așa mi s-a părut bine. Extraordinar. A crezut că face un bine. Extraordinar. Ce să mai zici? Rămâi stupefiat, rămâi uluit de lucrurile astea. De ce nu ne explică că anul trecut a funcționat această interdicție? Care a fost aportul ei la fondul piscicol? Da, nu se poate explica. Nu există, mulțumesc de întrebare, nu există nicio explicație, știți? Nu s-a determinat răspunsul oficial al RPDD este, dar noi am întrebat. Păi o fire logică ar fi, dar, domne, dacă iau o măsură, trebuie să-i văd rezultatul, că de-aia se ia această măsură. Sigur că da, sigur. Nu iau o măsură că vreau eu. Și răspunsul imediat, ca să vă lămuresc aici, răspunsul la RPDD a fost că nu avem un studiu care să ne arate cât prind pescarii recreativi sportivi în Delta Dunării. Și i-am întrebat, foarte frumos, foarte bine, n-aveți un studiu. Și atunci de ce veniți cu aceste măsuri dacă n-aveți niciun studiu? Păi nu, domnul ex-guvernator s-a pronunțat așa marți, că fiecare pescar sportiv prinde câte 5 kg de pește pe zi, corect? Da, au venit cu fantezia. Exact. Eu am ieșit în Delta Dunării, de foarte multe ori, stau câte 4, 5, 7 zile și m-am întors acasă fără niciun pește. De ce? Pentru că nu l-am prins în perioada aceea. Și mai e o problemă. Nu știu mulți, de unde. Mulți au scos permisul de pescuit ca să fie, să-l aibă. N-au fost o zi la pescuit. Apropo de permisul de pescuit, s-a zis în acel studiu că sunt 180.000. Păi numai eu anul trecut l-am scos de 4 ori din greșeală. Mai sunt alte 1000 de persoane care cred că au făcut același lucru, din grabă, a căzut site-ul, n-a fost conexiune la internet. Eu i-am scos soției permis de pescuit, dar ea n-a pescuit niciodată și probabil ca mine sunt mulți care... Și la mine e același lucru, tot cu 4 lansete pescuit. Exact. Și se mai ridică o întrebare. Desigur, problemele Deltei sunt grave. Vorbim de... le mai reiau. Vorbim de poluare, vorbim de braconaj. Să terminăm cu asta, cu permisele, cu cele 5 kg. Sunt mulți care au permis de pescuit, prind și eliberează tot. E adevărat. Nu ia niciun pește, sunt o grămadă. Au permis și funcționează acolo la 5 ori zile state și nu știu ce.
Dar nu există, încă o dată, oficial nu există acest studiu. Oficial, RBDD ne spune că nu există, nici nu știu dacă mă mai văd în cameră, așa e când filmez singur. Oficial. Ei, te-am prins eu bine, așa da, că... Da, mersi, mersi. Lasă că iau de la tine filmarea. Mulțumesc, Elinel. Da? Oficial există acest răspuns, conform căruia nu există niciun studiu. Păi practic, nici studiu. Practic se recunoaște adoptarea unei decizii neelaborate, nefundamentate, pe genunchi, la bunul plac a cuiva, discreționar, arbitrar și discriminatorie. Acesta este efectul. Efectul este faptul că suntem aici și că protestăm în mod pașnic împotriva acestei discriminări. Fără, nu suntem în război, domnilor. Fără nicio... Da, ar trebui să fim puțin mai clar. Noi nu avem nimic cu pescarii comerciali. Da, am afirmat asta. Dar vă mai spun o dată, începând de anul acesta, peste o lună, Fundația La Porțile Deltei va începe o campanie prin care va solicita eliminarea secii din Delta Dunării. Astfel încât, dacă există prohibiție... Dacă există prohibiție pe specii selectivă, să se poate face cu vintirul, cu talianul, cu uneltele tradiționale de pescuit, așa cum sunt ele de 100 de ani, nu inventăm noi apa caldă. Lucrurile au mers bine până acum pe pescuit, de 30 de ani cu RBDD-ul nu mai merg bine. Mi-aduc aminte de Mălin Mușetescu, la un interviu spunea că domnul era guvernator, spunea că RBDD-ul e mai mult decât dacă n-ar fi fost. Mai bine foarte, așa. Foarte frumos. Deci un pic mai mult decât dacă n-ar fi fost. Extraordinar. Genial. Domnul Ghion, se pune o întrebare. De ce în 32 de ani toate instituțiile de forță și control, da? De pe apă n-au reușit să elimine pescuitul cu curent. Deci, în 32 de ani, măcar asta, dacă reușeau. Este o formă extremă de dracunaș și vă pot răspunde cu un exemplu. Acolo, pe brațul Chilia, știm bine că o bucată, de fapt, brațul Chilia este păzit de camere, da? Fiind la graniță cu Ucraina, iar braconajul electric s-a redus drastic acolo, da? Și mai prinzi un pește. Aici, pe celelalte deci două brațe... S-ar putea, nu? S-ar putea. Deci se poate, sigur că se poate, deci, cu implicarea statului. De ce în 32 de ani n-au eliminat acești guvernatori pescuitul cu curent? Este mai ieftin decât pescuitul deci, normal. Eu o întrebare la care trebuie să o nu vine un biolog. În orice cercetător natural, a fost guvernatorul ziarist, unul de la SRI, vă aduceți aminte? N-are relevanță, domnul de la SRI, domnul de la SRI, haideți să vă spun spre deosebire de alții, a înțeles inutilitatea unei astfel de măsuri. Dar nu mai sunt biologi, zoologi. Păi domnul Munteanu e chiar... în domeniu. Are 30 de ani de... Problema este că dacă n-au un studiu care, să zicem, acest studiu costă. Domne, da, fă o dezbatere publică. Rezervația, am spus în nenumărate rânduri în ședințe, așa să fie numit de către locuitorii din Delta. Nici de cum, adică să nu vină cu funiuțele pe cămașă ca să administreze rezervația și acele numiri se fac politică, înțelegeți? Că exact și măsura asta care e cu pescuitul recreativ, sportiv, așa, a fost o măsură populistă, înțelegeți oameni? Și de aia, adică, s-a ajuns unde s-a ajuns acum, înțelegeți? De aia. Și îmi pare rău pentru asta. Eu sunt un locuitor din Delta Dunării, așa, am și eu o casă, o mică casă de vacanță și sunt și eu afectat că nu vin acei turiști. Și ați venit să susțineți, să ne susțineți, vă mulțumim. Dar susținem, deci așa, eu întotdeauna am susținut. Și domnul Mălin Mușatescu, când le spuneam aceste adevăruri și aia, că a spus că această instituție trebuie să desfințeze, au zis că eu fac campanie electorală, că sunt în campanie electorală. Da, pe cuvânt, deci credeți-mă. Domnul Uncu, mi-aduc aminte că acest domnul Mălin a venit la dumneavoastră. La Sfântul Gheorghe, da. Da, a venit și vă trimitea să creșteți animale. Deci au reușit aceste trei persoane, acești trei ex-guvernatori au reușit să mă dezvină pe mine sportivul de comercial. Când dumneavoastră trăiți de așa ceva. Avem și noi oameni care nu ne fac. Deci eu nu mai pot să vin la dumneavoastră pentru că sunt dușman, în loc să fiu prieten. Dezvină și cucerești. Și noi am fost în situația asta, oameni tot, adică situații create tot de ei.
Corect. Adică n-am avut dreptul să pescuim cu cărlig, când nu le-a tras să avut, știți, așa, n-am avut dreptul să pescuim în bucle, tot ei administratorii ăștia au făcut, adică ne-au înrăit, înțelegeți, unii pe alții. Cine pescuiește pe bucle? Frumos din partea dumneavoastră. Nu, a fost situația atunci când dumneavoastră aveați dreptul să pescuiți cu cărlig și noi, localnici, pescari comerciali, n-am avut dreptul să pescuim, înțelegeți? Și se făceau toate astea, cum se spune, pe moment atunci deau de anul ăsta, deschideau pescuitul la cu cărlig, înțelegeți, ăsta făcea toată treaba, se pleca de aici, de la Consiliul Județean, de la domnul Teodorescu, așa, acolo se specifica, respect pentru pescarii din Delta, dădeam anul ăsta, era campanie electorală, dădeam voie să pescuim la așa, că e campanie electorală, dar scoteam geamandurile ca să putem să mergem, să ducem turiștii prin rezervații, înțelegeți? Nu exista nicio restricție. Cum se termina campania și aici ne-a dus. Adică ei ne-au adus aici în situația asta, înțelegeți? Că și mie mă doare inima că s-a întâmplat asta. Da, pentru că ați investit în casa dumneavoastră. Care este viitorul? Toți banii și nu vine nimeni. Care să fie? Merge în hău. Nu mai e pește, se braconează mult. De la ala nu mai este pește, oameni. Păi de ce? Că se braconează, da, se braconează. Cine prinde? Că doar nu-l prindem noi, mă gândesc. Pescarul sportiv. Înțelegeți? Nu e vorba de ce. Toți îl prind, domnule, toți îl prind. Noi ne întâlnim cu unii de așa, pescarul sportiv. Ne întâlnim pe numere și aia. Dar problema e când tu, ca pescar comercial, dacă ți-ai mărit ochiurile de plasă, ceea ce am susținut eu în enumărate ședințe aici, la RPDD în sede, am venit cu propuneri să mărim ochiurile de plasă. Captura, că era strigător la cer ca fitofagul să aibă 40 de centimetri și crapul care deci 30 de centimetri la reținere. Știi, nu, fitofagul e la liber, din câte știi. Da, dar avea măsură, oameni buni, deci avea măsură, adevărat, deci așa, da. Și crapul care are 35, înțelegeți, trebuia măcar să facă 40 ca să poată să prindă și el un ciclu de reproducere. Dar și limită maximă. Înțelegeți, dar și limită maximă. Ok, da. Da, asta ar trebui neapărat impusă limita maximă, fiindcă vi discuta foarte bine cu limita maximă. De 20 de ani de zile că trebuiau să le mărească. Într-un fel reproduce. Trebuia să vină la mine în luna iunie, pentru că s-a menținut chestia asta cu ordinul, așa, și a luat bilet pescuiește în Spania. Pentru că acolo este pește. Sorin este proprietar de o mică pensiune și primește turiști acolo. Da, în fine, nu asta e important. Ideea este că în Spania, în Italia, peștele mare este eliberat înapoi. Ăla se reproduce în continuare, că la un moment dat peștele nu mai e bun de reproducere, începe, scade producția, nu mai lasă atâtea icre. Este normal. Dar ăsta, dacă este prins de mai multe ori, ca în Spania, aduce bani localnicilor. Dacă este băgat, făcut la batoguri și pus, făcut storceag la restaurante, îl pierdem. Nici nu depune, nici nu îl prinde omul. Peștele gras, ce să caute la? E mai mare de o anumită dimensiune, ei, dacă vrei somotel la 3, 4, 5 kg bun de consum, lasă generații multiple. Cu cât mai mulți pești mari eliberați care să depună, cu atât mai multe generații de umblat la vintire și ce mai trebuie, și la lansetă și peste tot. Și am mai zis de multe ori, în momentul în care orice fraier prinde la undiță un pește, va fi suficientă resursă ca să intre în vintiri și în talieni. Ăsta e ca un turnesol. Nu intră în vintiri și în talieni? Nu e. O exploatare sălbatică, industrială a resurselor într-o rezervație este o mare nenorocire. Aici da, e pescuit, e tradițional, dar trebuie luat caimacul. E mai mult. Se bucură toată lumea că e mult și trebuie să mergem să recoltăm. Recoltăm ce este în plus. Recoltăm caimacul. Lăsăm caimac, facem caimac, luăm. N-avem, nu mâncăm. Da. Noi am și o întrebare. E cineva de la RPDD aici?
un reprezentant. Păi, momentan nu sunt reprezentanții AMPA la Franță. Este... Dați-mi voie, dați-mi voie. Sunt reprezentanții AMPA, mai mari de la Baie. Unde? În arăvedere. După arăvedere. Ce vor termina ședința, vom intra, vom intra și noi. Din nefericire, două cuvinte vreau să spun. Din nefericire, asta este limita de bun simț pe care o au oamenii ăștia față de alți oameni care s-au adunat să le povestească ceva. Noi ne adunăm, vorbim aici, bate în câmpii sau în fine, zicem adevărul fiecare, ei stau în sus și au o ședință. Eu unul am venit de la mama dreaptă, un special, nu-mi fac iluzii, nu-mi fac iluzii că se rezolvă ceva, că nu se va rezolva. Am venit pur și simplu să-i hui. Vroiam să văd dacă e cineva de aici de la RPDD, să-l rog să se uite la toți oamenii ăștia, să se uite mulți, să spună dacă îi se pare corect modul în care ne tratează. Și din punctul meu de vedere, la ședința aia care o aveți acolo. La urmă, vine cineva sau nu vine? Da, nu are dreptul. Dar nu avem nevoie de ei, domnule, că n-am venit să stăm de vorbă cu ei. Să stăm de vorbă, la an de zile cu ei. Am luat la cunoștință despre acest protest, despre această adunare, în urma activității făcute acolo de asociația care urmează să fie. E foarte bună organizarea. Eu însumi am creat un club de pescuit care acum este cel mai tare în țară. Și să se știe un lucru. Pescuitul sportiv înseamnă pescuitul ăla unde prinzi peștele, îl filmezi, îl fotografiezi. În concurs se eliberează imediat peștele ăla. Dacă nu este filmat plecând viu, și în cea mai mare regulă nu punctează. Deci pescarul sportiv este... Vrea să plece, vrea să puncteze peștele ăla, nu vrea să rănească, pentru că dacă s-a întors cu burta în sus, l-a prins degeaba. Trebuie făcută neapărat definiția, distincția între pescuitul sportiv și pescuitul recreativ. Cum bine a zis și... Ia uitați-vă aici, voi sportivul am înțeles, am înțeles că nu alege care este acum în dezbatere la Senat. Bine. Dar se face mare confuzie. Se face, domnule, de asta am pus mai recreativ. Noi vorbim de recreativ aici. Ok. Nu de sportiv. Ca să faci pescuit sportiv, îți trebuie barcă, îți trebuie motor, îți trebuie motor electric, îți trebuie 10.000 de euro, domnule, să faci exact o barcă. Exact definirea asta. Puțin 10.000 de euro. Puteți, sigur, puțin 10. Sigur. Vorbim de recreativ. De asta zic. Eu am crescut aici cu undiță, domnule. De asta zic. Îi dea 4 șalăi dimineața până la ora 12. Lângă șalupa electrică, da? De asta zic, tocmai pentru că este denumirea asta, să spune bine acum că nu mai am voie. Să consacrăm și denumirea de pescuit recreativ. Păi, de asta se fac organizații, asociații și se intre în lege. Câți sportivi sunt în țara asta, domnule? Câteva sute de mii. Nu trebuie să intrăm în polemică. Nu trebuie să intrăm în polemică. Domnule, vorbim exact ca și cu țiganii cu robii, domnule. L-am transformat în recreativ. Pescarul ăla care are un băț, o lansetă, o undiță de la pește, domnule. Sportiv, pescar sportiv de performanță, de competiție, sunt 100, 200, 300 în țara asta. Lăsați-o dacă mai au altă treabă. Să nu se amestece noțiune ca să putem... Noi vorbim de oamenii care vin să dea la pește, să prind un carat, să prăjească, să facă o ciorbă de pește pe malul grâi. Impactul acestor măsuri, vreau să mai spun un lucru, impactul acestor măsuri nu este numai asupra noastră. În spatele nostru sunt oameni care au investit în parcări de bărci, în, văd pe doamna de la Momel, de acolo, de la magazin, da? Care în curând va da faliment, da? Adică planul de afaceri nu mai bate, că se schimbă legea cum vă vor unii și alții. Deci sunt oameni care au investit, sunt locuri de muncă care se pierd, sunt oameni care și-au pus speranța, cunosc personal oameni care au fost, au muncit în țări străine câte 20 de ani, au luat terenul, le-au amenajat, da? Au făcut parcări de bărci în speranța că, virgulă, oamenii din țară vor veni cu bărcile lor, vor pescui în mod recreativ sau în alte moduri decât cel comercial, definițiile dumneavoastră, și acum pur și simplu dau faliment. Asta înseamnă că zona noastră pierde și pe turism, pierde și pe administrarea locală, pierde și pe, natura umană, fiindcă omul își va lua banii și va pleca la Constanța și va lua două hidrobiciclete și o să stea acolo. Și delta Dunării Tulcea va fi inexploatată. Deci tot potențialul, efectele sunt lineare, domnule. Este macroeconomie, citiți un balan de macroeconomie, deci toate efectele sunt... Nu avem reprezentanți de la cei cu bărcile sau așa, fiindcă oamenii sunt într-adevăr ocupați, dar vă spun sincer, cunosc,
oameni care au investit o grămadă de bani numai în chestiile astea, au atâți angajați și nu mai vine lumea. De ce? Fică și dumneata, dacă ai o pensiune, înțeleg că îi faci un meniu fix lui ăla, acel turist. Dar turistul, pe lângă vizitare, pe lângă mâncarea acelor alimente tradiționale, vrea să prindă el un pește cu mâna lui. În momentul când pleacă acasă, vrea și el 3 kg de crab sau 3 de șalău. Nu, îi interzicem. Hai, atunci pierde și cei cu pensiune, și cei comercial, că cei comercial, cei comercial nu mai au atâta piață de desfacere, nu? Vreau numai punctele acelea care le știm acuisând, că nu discutăm aici, dar și atât. Deci impactul este pe toată societatea. Nu este numai noi. Noi suntem aici, acasă, că noi suntem privilegiați. Îl gătim împreună. Am adus crapul și îl facem acolo, facem saramura acolo. Toată lumea este lezată. Ce se întâmplă? Pierdem. Se repercutează asupra tuturor. Dar cum dracu se întâmplă că pescarii comerciali în momentan au regulile bine puse la punct, își vădă treabă, locuitorii deltei își vădă treabă atât cât se poate, organizatorii de excursii de bine, de rău să descurcă, mă, toate belele au căzut pe pescari ăștia recreativi. Mă, ăștia sunt beleaua. Din cauza lor a căzut pescuitul de delta, domne, nu mai e pește. Nu se întreabă nimeni care sunt motivele adevărate. Agățăm sculele ascunse în apă, la lansetă. Hai, bre, în gură la Erenciuc sunt două rânduri de vârși. Două rânduri, nu poți să arunci un băț. Dar nu pun problema așa. Normal că încurcă. Mă deranjează faptul că sunt hăituit. Eu anul trecut am fost din de 35 de ani de delta. Anul trecut, pur și simplu m-au pândit 4 ore ca să scot un pește din apă. Doamne, de 15 kg, într-adevăr. Ăla era trofeul meu, după ăla venisem. M-a obligat, deci a fost o bătaie de joc, apropo de personalul de la RBDD, care pune legea în aplicare pe mal. Doamne, o mizerie. Pur și simplu suntem hăituiți, deci de 35 de ani vin în Delta, an de an, de 3-4 ori. Jur că nu mai calc aici. Decât să vină unul să-și bată joc de mine pe mal, în condițiile în care plătesc toate taxele, toate impozitele. Bă, vine o ieșire în Delta, mă costă 30 de milioane. Corect. În care vreau să mănânc o ciorbă și în cel mai bun caz, dacă am noroc, ce să plec un pește acasă. Și ăștia își bat joc de noi. De ce să nu veniți la mine? Și mai am un lucru de spus, de apropo de pescare ăștia mulți din țară, dacă tot filmez, mă atac, o să fie pe bloc. Băi, dacă ăștia suntem toți pescarii din țară, ăștia suntem, uite, din toată țara, ăștia suntem. Am înțeles, toată lumea are treabă, am înțeles, ăla a avut o problemă. Dar parcă erau vreo 180.000 de permise. Bă, de la 180.000 de permise până la cât suntem aici. Înseamnă că ori nu sunt permisele astea, ori nu vin în Delta, ori suntem prea fraier, nu? Nu, domne, fiecare își dorește să rezolve altcineva problema. Da? Da, ok. În momentul în care la o echipă... Dragi prieteni, domnul guvernator ne-a invitat în calitate de organizator și co-organizator ne-a invitat la o ședință în biroul dumnealui. Urmând să venim și să o urmă de bun simț. Am o întrebare, domnul guvernator. 10 minute pentru că nu vrem să facem mai ce pare. Noi că doar nu venim imediat. Domne, de ce nu vine domne? Să stăm de vorbă, omenește. Că doar nu luăm la bătaie. Exact. Treaba este relativ simplă. Cum domnul zice că n-ar mai veni, sunt o grămadă care pun 2, 3, 4 inși bani la o mașină să poată să-și permită să vină în Delta, pentru că e costisitor. Dintre ăștia, 2, 3 nu mănâncă pește deloc, dar este unul care zice, păi măcar iau eu peștele ăla. Unul dacă s-a retrage, nu le mai convine, toți 3 sau 4 nu mai vin. Și de asta turismul cade în cap. Mie dacă nu-mi vin turiști cu care să ies la pescuit, n-am din ce mânca. Nu o să mai vin. Am cursul făcut de pescar de comercial. Bunicul meu, Moș Ermalai, a fost pescar comercial și de la el am învățat că ținea excursioniști. Vreau să țin excursioniști. Nu vreau să bag și o plase în apă. Nu vreau să trăiesc la fel, ca să mă ascund, să mă hăituiască garda prin țânțari dimineață, să n-am ceva în plus sau nu știu ce, să mă bată vântul, să mă răstoarnă valurile pe lac. Vreau să trăiesc eu decent cu oameni care vin să gătim împreună un pește pe care îl prindem. Prindem și gătim împreună un pește. Nu e nevoie să plece cu
bidoane, cu ce mai e acolo. Dar ca să mâncăm, trebuie să luăm un pește, să punem pe masă. Măsurile astea care pentru să iau haotic, vor eu, duce la faptul că lumea nu va mai veni. Eu de unde? În de unde cumpăr? Turbat, care să suie într-o barcă, duce până la Sfântul Gheorghe într-o oră și să întoarce înapoi, vă spun eu, în câțiva ani de zile nu stai fi niciun turist. Sunteți aici, din zonă. Când ieși cu barca după canalul ăla, o rup, domne, efectiv, pe fund. De ani de zile se întâmplă treaba asta. Mă, dăm câți bani să strâng la biosferă, la drag să-i pierdene, consiliul local, consiliul județean. Unul e în stare să dragheze bucata aia. Bă, sunt 50 de metri. 50 de metri. Pentru că banii nu s-ajung. Nu contează, ies pe gura aia 1000 de bărși pe zi. 1000 de bărși pe zi ies pe Murigăl. Unul e în stare să faci o jumătate de metru, mă, să te duci pe el. Pentru că banii se duc la alte părți. Acolo s-a greșit, vine turist. Mai bine drag cu barcii. Păi și-l aveam numărul 30 ceva de ani. S-a fi făcut rectificările acum și tot de punct nu le dea aprobare pe nevoie. La Zagă, în Delta, unde era Delta. Așa că se spele bani și aici nu vreau să fie mai zi de-a făcut canale. Acum nu pot să mai facă. De ce n-a supă tăietul? Dacă ține neapărat la bucă. De ce n-a supă tăietul? Da, să vedeți, a făcut ce aucetul, a fost aminte. Ce sunt economii necesare pe Sfântul Gheorghe? Ce ne vreți să ajungem mai repede? Că nu mai insule, că nu mai pun nici ușa de lucruri, nu mai lucruri. Și ce-am plecat cu urma aia? Așa te bărși mari, motoare mari. Mă, pune stabilă, 50 de cai ai voie voi. Restul du-te și te plimbă cu ea în America. E treabă de bun simț. Mergi pe Sfântul Gheorghe, mergi. Hai să zicem că mergi, ai ieșit pe Sfântul Gheorghe. Lasă-o, dracu, bă, ușor. 4 bețe am avut, pe toate mi le-a luat cu tot. Dacă am văzut de extire, nu s-au luat. Și când strâi la el, a venit și m-am jurat. Da, mă, du-te și pescuiește la tine acasă. Să știi că și oamenii de zbentură, cu toată, tot respectul, s-au schimbat. Eu îi cunosc și după vremea, înainte de revoluție, îi văd și acum. Nu se poate. Reprezentanții protestatorilor au ieșit de la negocierile cu guvernatorul și acum ne vor transmite ceea ce s-a discutat. Ne-am întâlnit, era domnul guvernator, domnul jurist, am înțeles reprezentantul de la AMPA, cât și domnul secretar de stat de la Ministerul Agriculturii și spre surprinderea mea, nu știam, este tulcean, au zis că vor urgenta în maxim 2 săptămâni, se va purta încă o discuție pe terenul lor la nivel înalt, vor chema dintre noi reprezentanți și vor încerca să oprească această discriminare prin măsura luată de ei, care este, se află acum în discuție, referitoare la se reveni la prinderea somnului și a crapului, dar știu că fiind pe cale de dispariție, e posibil să rămână prohibită, știu că și șalou în continuare. Și alte propuneri. Da, dar noi am solicitat imediat să vă spun, noi am solicitat să se respecte principiul nediscriminării. Corect. Și dacă intră știu ca și va rămâne în prohibiție, să fie pentru toată lumea. Pentru că nu negociem jumătate de cap, de șalău, coada de la somn și nu știu ce. Mai spus că principiul e principiu și trebuie să funcționeze indiferent cum. Negociem idei, dar nu negociem principii. Da. Le-am mai spus că am ajuns să avem o dușmănie maximă între pescarul sportiv recreativ și cel comercial. N-avem nimic cu cei comerciali. Le-am mai spus că am ajuns să fim amenințați în Delta Dunării de unii dintre pescarii comerciali și ne este teamă. Și suntem într-o horă pe care o dansăm toți prin pașii pe care îi fac ei și nimeni nu sparge această horă. Se pare că azi e posibil să unul să iasă din horă și lucrurile să intre pe făgașul normal. Părerea mea a fost că ea a fost pozitivă și dacă nu vor da nimic oficial, am înțeles că vor coborâ și de jos să anunțe, de sus să anunțe, dacă nu ne vor da nimic oficial cât mai repede posibil, vom merge mai departe. Vom urca ușor, 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 vom face lobby la București, ne adunăm la București 15-20 de mii. Atenție, pe principiul discriminare. Atâta timp cât toți avem același drept de a pescui și de a avea resursa piscicolă așa cum alții o au, o fructifică și încasează anumite sume de bani, mi se pare normal ca toată lumea să fim pe aceeași linie. Cine vrea să fie mai sus, nu se poate și nu cu noi. Toți avem drepturi și trebuie să respectați. Să se facă în continuare. Eu le-am cerut ceva oficial. Vrem ceva oficial pentru că au venit lumea, au cheltuit bani, suntem la prețul de 8 lei benzina,
prețurile au 9 lei deja. Nu mai contează. Prețurile au urcat atât de mult încât vrem ceva oficial și n-am săturat de vorbe. De 30 de ani tot vorbiți și nu faceți nimic. Este un ordin comun al ministrului mediului și ministrului. Și tot așa am cerut abrogarea cu reprezentanții celor două ministere respectiv, exact, secretarul de stat, i-am uitat numele, îmi cer scuze, din Ministerul Agriculturii prezent aici, inclusiv președintele AMPA, domnul Marian Avra, care e și el tulcean, evident, și domnul subsecretar de stat, care e domnul guvernator Marinov, s-au angajat că vor face demersurile necesare ca să elimine acest articol discriminatoriu. În caz contrar, am anunțat că vom continua protestele, vom bloca instituțional Consiliul Național pentru Discriminare. Vom face o plângere tip și o vom trimite acolo. Sunt obligați să ne răspundă, atenție. Dacă primești 50.000 de cereri din acestea, s-a terminat. S-a terminat și cu primul ministru, îi trimitem și la domnul primul ministru. Le trimitem avocatul poporului, președinții celor două camere, vom avea documentele astea făcute, model, doar să le completăm numele și le trimitem prin e-mail. Da? Acestea sunt formele de protest. Alte forme de protest se referă la raportarea ilegalităților cu un alt formular către rezervația biosferei Delta Dunării tot timpul anului. Așa, sper să nu se blocheze instituțional când vor primi atâtea plângeri și sesizări de la noi în legătură cu ce se întâmplă în Delta Dunării, în legătură cu braconajul de cele mai multe ori. Acestea au fost subiectele de discuție în mare, pentru că n-am stat foarte mult, era multă lume acolo, cam 20 de oameni cu noi cu tot, așa, dacă nu și mai bine. Și s-au angajat să facă demersurile necesare, înțelegând că de fapt suntem aici pentru discriminare și nu pentru altceva. S-a pus problema pescuitului la știu, că după cum v-am spus și acolo am fost de acord cu respectarea principiului egalității, da? În drepturi și în datorii, da? Fără discriminare. Taie și eliberează. Da, ce rugăminte am la voi, pescarilor sportivi, de oriunde sunteți, o să vă rog frumos să fiți mai incisivi, o să vă rog frumos să nu vă fie teamă atunci când ieșiți la pescuit, l-ai văzut, l-ai pozat, l-ai raportat, o să facem un grup special, o să facem o aplicație anti-braconaj și o să facem, că dacă nu protejăm noi Delta Dunării împreună cu cei comerciali, nu o să vină nimeni. Iar dacă vreți să pescuim în cadă, încercați să nu mai fiți așa de pasivi. Poate eu am puțin un gram de nebunie mai mult decât voi toți, pentru că așa sunt construit, dar problema este că și voi aveți acel gram de nebunie, acel gram de dreptate și cred că este normal să fiți un pic mai... Să ne activăm. Haideți să ne unim, pentru că ne-am obișnuit să stăm așa, lasă că face unul, lasă că face altul. Nu, trebuie să facem toți. Toți trebuie să respectăm, toți trebuie să pescuim și toți trebuie să ne simțim bine. Dacă nu pentru noi, pentru copiii noștri, că ei vin din urmă. Domnilor, mulțumim că ați venit și mai stăm la discuție. Fiecare va avea câte o întrebare. Vă rog, dacă poți. Eu sunt Adrian Matei, mulți mă cunosc, alții nu mă cunosc. Întrebare. Doar subiectele astea s-au discutat. Ce mă interesează? Noi am venit numai aici, pentru acest articol. Pentru acest. Aici, nu, ascultă-mă, da, te rog frumos. Aici suntem și oameni din țară sau oameni din București. Eu am venit din București. Și din străinătate. Și din străinătate. Din Norvegia. Întrebarea mea la voi, la tine, îmi permite să spun. Da, vă rog. Este, voi ne susțineți sau vreți să susținem numai chestia asta cu Tulcea? Ce mă interesează pe mine? În octombrie sau la următoarele propuneri de mărire a taxelor. Păi cum facem? Că subiectul ăsta văd că nu s-a discutat. Sau nu ni s-a dat voie sau urmează să-l discutăm. Mi s-a promis ce mă interesează pe mine? Domne, cei pe care interesează. Că nu vreau să dau 15 milioane ca să ce? Ca să intru cu imediat pe campare. Ascultați-mă o secundă. Nu, vorbesc ca să intru, să am acces în Delta cu barca, cu mașina. Suntem mulți și poate... Eu susțin aici de celor din țară. Da, înțeleg. Și atunci, și noi avem întrebarea mea la voi tulcenii, ne susține că nu, voi aveți o barcă din ce știu eu, la care nu plătiți. Asta, nu ăsta e subiectul. Prima barcă, pe mine mă interesează. Ca... Să ne susținem reciproc. Dar nu cei din Turcia, numai cei din Turcia. Nu poate să fie discriminare. Ideea e următoare. Să ne susțineți în demersurile astea și vreau să nu fie discriminare nici la chestia asta, da? Păi n-are cum, că eu pescuiesc din barcă.
Păi și eu pescuiesc din barcă, dar... Păi cum să fie discriminare între pescarul sportiv de pe mal din barcă exact, și exact, da, proprietarul da, da, da. De embarcațiune? Nu există, păi, se anulează din stare. Păi ascultăm un pic sus. Vine la taxele care... Eu am înțeles. Dacă se vor mări, ajung... Imediat termin. Dacă se va ajunge și aceste taxe, se ajunge la concluzia că, domne, vrem să le mărim. Le vor mări. Domne, le vor mări, bun, dar vreau așa. Cum, domne, alegem un nucleu de 3 oameni, de 5 oameni, vrem să participăm și noi în momentul care să mă, ca și că plătitor de taxe și impozite, ca și pescari, ca și cetățean al acestei țări, da? Vreau să particip și eu în momentul în care să, cu 3 reprezentanți, cu 5 reprezentanți, legătura cu noi și în momentul în care se negociază aceste taxe. Exact. Nu le trebuie să ne raportăm la și cu reprezentanții salariu minim, salariu mediu, cheltuieli, adică nu așa mărim de capul nostru. Adrian, da, Marian. Vor intra în dezbatere publică aceste taxe. Fără dezbatere publică ele nu vor fi acceptate. Nimic nu este acceptat dacă nu este în dezbatere publică. Întrebare. Când va fi venit momentul dezbaterii publice, atunci va fi momentul în care se va acționa. Întrebare. Dacă voi știți să-mi răspundeți, că eu nu cunosc răspunsul și cu asta nu mai monopolizez discuția. Aceste taxe le stabilește RBDD-ul sau ministerul nu știu care? Le-a propus deja RBDD-ul. Este către... Sunt la Senat, a trecut cu camera. Acolo e o propunere de modificare a legii 82, trecută, propusă de fapt de niște senatori și deputați, 21 din câte țin minte PSD. M-am uitat acum înainte să vin, m-am uitat pe link, mi-a trimis cineva dintre noastre link-ul, cei de la RBDD n-au catadixit să-mi trimită, dar am văzut și să revin la campare, ajungem și la taxele. Nu, mai întâi taxele. Nu există nicio propunere în momentul de față de mărirea taxelor. Sunt două proiecte trimise de ei către ministere. Nu am văzut nici am văzut doar propunerea de modificare și de respins. Să-mi fie scârbă să mai vin în del. Iertați-mă, Marian mă doar cunoaște amenzile, că vin de doar amenziile cresc de 3 ori pe ce am văzut eu, da. Inclusiv amenziile pentru campare, de la amenda minimă de 75 de lei la 200. Bun. Da, ce vreau să vă spun, că nu o să o rezolvăm cu camparea decât așa cum s-a rezolvat și până acum. În pește mod... sub dimensiune, poate să dea orice amendă, n-am nimic de comentat. Prin lege, camparea este interzisă, ori nu putem modifica această lege organică. Ține de înțelegerea fiecăruia acum, că noi o să discutăm problema și la modul de cum se aplică legea. Păi de ce nu îi amentează și pe cei care au adăposturile ilegale? Au recunoscere. Eu mă campez pe secundel și vine și pe mine. Sportiv sau recreativ sau locuitor din Delta Dunării. Nu mă întrebați de ce e legea așa, eu n-am făcut-o eu. Nu, domnule, nu vă întreb legea asta, ascultați-mă, zic, atâta timp că din Consiliul Consultativ de aici, din rezervații, nu vor face parte membrii din comunități și din pescare, așa? Vor face, toate discuțiile se vor purta. Nu ținut cont de chestia asta niciodată. Deci, nu este adevărat, domnul ministru al agriculturii, domnul ministru de la Ministerul Agriculturii, da? Ministrul secretar de stat, da? Da. A și zis, vor fi întâlniri cu separate, pescarii comerciali și pescarii sportivi. Pentru următoarele demersuri care se vor face. Da, trebuie să facem parte din consiliul lor de administrație de aici, de aici. Nu? Dar undeva ajunge spus două vorbe, o idee. Eu sunt mai supărat un pic. Eu am crezut că ăsta e un protest. Este un problem. Dumneavoastră sunt reprezentanții noștri care ați urcat sus acolo. Nu, trebuie să fiți civilizați. Așa puțin că se interpretează și limba română. Nu, lăsați-mă să termin eu ideea. Nu sunteți reprezentanți. Ați participat la discuții. Nu, eu nu reprezint pe nimeni. Dom'le, ați participat la discuții. Eu mă reprezint pe nimeni. Am înțeles, ați participat la discuții. Un protest e o treabă mai supărată un pic așa. Dumneavoastră trebuie să fiți civilizați, că în fine, așa cum ați participat și sunteți așa. Eu am venit aici să-i huidui, domne. Pe oamenii ăștia de aici. Domne, toată gașca aia de sus, ministru, secretar de stat, guvernator, cu... Văd în bun simț, un minut ar fi trebuit să vin aici să spună care e toată aprecierea față de pescare ăștia care mai dau cu bățul. Deci știi ce? Din punctul meu de vedere... De aici încolo negociați dumneavoastră. De aici încolo negociați dumneavoastră. Secretar
la minister și de la trase să-i pierde. Domnule, ca să ne facem auziți, ar trebui să ne asociem neapărat. Atunci avem un cuvânt de spus. Când există un cor... Asociații nu se face nimic. Exact, exact, asta trebuie individual, să facem. Individual, așa fie. Individual ne deranjează pe toți. Dar trebuie să ne facem asociații. Haideți să vă zic ceva, ca să facem asociație, ca să facem asociație, trebuie să fie de nivel național. Asociația Națională a Pescarilor, Asociația Națională a Barcagiilor, asociații. Dacă suntem 70 de asociații, eu vă garantez în fața tuturor și îți dau scris că acele asociații nu vor merge niciodată. Vor fi fiecare va avea interesul să pună mâna să facă bani și vor fi grupulețe, lasă-mă să fie bine. Dă-i mă dracu pe ceilalți! Nu este chiar. Păi ăștia suntem. Nu este chiar așa. Deci trebuie să existe o asociație care dacă are câteva mii de membri în spate, are un cuvânt de spus. Nu, fericirea mea este domnul Urcu, pescar comercial. Funcționarul, sunt reprezentanții ai pescarilor comerciali care participă la adunările Consiliului Consultativ. Doamne, da, sunt, dar n-au fost acum. Lasă-mi eu, mă refer dacă sunt la revede. Adică pescarii comerciali se pot organiza. Au un cuvânt de spus. Dar au asociații, doamne. Președinte și un om care reprezintă este acolo și vorbește de ani de zile. Deci sunt organizați. Și nu face nimeni nimic. Organizați. Deci, m-am început și noi să vorbim. Pescarul comercial suferă de ceva? Pescarul comercial suferă de ceva? Deci trebuie să punem bazele unei asociații neapărat dacă vrem să fim auziți. Haideți să fim fițe. O să ne adunăm, o să stăm aici la niște povești, o să se uite de sus la noi și nu rezolvăm nimic. Că nu rezolvăm nimic. Dacă reușim să ne impunem cu peștele, să păstrăm o bucată pește, o să ne facă din taxe. Dacă nu poate să ne facă nici din taxe, o să ne facă din altceva. Concluzia vă spun eu. Pescarii sportivi sau recreativi, cum le spune, n-au ce căuta în Delta. Pentru că deranjează. Asta e adevărul. Este că de la... Nu are legătură nici cu peștele, nici cu taxele, cu nimic. Noi n-avem ce să căutăm în Delta. Vedem. Ce drepturi avem? S-au adunat, s-au așezat la masă, au tratat problema ca și cum secretarul a zis, vă mai servesc o cafea? Suntem 100 de oameni aici. Da, a trecut peste. V-a zis dumneavoastră, o să încercăm, vedem cum facem cu crapul. Deci, domnule, nu ne bagă în seamă zero. Domnule, dar au dreptate, domnule, uitați-vă cât sunt. Alergați. Reprezentăm ceva, nu reprezentăm nimic. Publici care sunt plătiți din banul public și ar trebui să țină cont, bă, că e 1, 2, 3. Nemulțumiți cum dracu sunt. Stai de vorbă și acolo. Nu, în România, dacă era plin până la blocuri acolo, atunci stăteau de blocuri. Faceți-le la blocuri și mai faceți la Turcia. Nu are niciun efect. Dacă nu se rezolvă aici, următorul meeting va fi sus. E a doua. Nu le faceți la Turcia. Nu are niciun efect. Bă, ăștia-i doar în curte. Prima oficială autorizată și dacă nu se va rezolva, mergem și la București. La Turcia nu se ține cont. Noi cu cine stai de vorbă? Asta nu să dă vorbă cu guvernatorul. Guvernatorul, peste o oră, o să uite. Nu cred. Și ăla de la agricultură uită și ăla. Și dacă nu uită, are grijă altul să-l facă să uite. Uită mai vin o dată. Are grijă altul să-l facă să uite. Și o dată până o să aibă coșmarul cu mine. La București, că e altă treabă. S-a adună în țara altfel. La aici nu s-a adună lume. Vin să vorbesc cu Ivanov care spune că ce. Nu se supără rău față de ce am pățit anul trecut, față de mizeria, de hăituiala, de baltă. N-am cum să iert. Eu sunt Turcia. Mă credeți că n-am ieșit de 3 ani, că n-am bani să plătesc amenda? Mă credeți? Am plătit la amenda, mi-a venit tacul. Dar de ce să plătesc amenda? Pentru că așa vor ei. Problema este alta. Mi-este teamă să ajung în Delta Dunării, pentru că un om simplu ca mine îi spune oful. Dar nici eu nu mai vin. Iar alți români interpretează altfel.
De ce? Că am fost amenințat personal. Dacă te prind, îți dau foc la barcă. Ia că vine cu 100 de bărci sau 5.000 de bărci și scură-ți o delta dacă mă ameninți. Bă, ce zumne, asociația asta, pescar... Nu, dar dacă mergem pe amenințări de genul ăsta, când tu pescar comercial, cine-i președinte? Nu, cine-i președintele asociației pescarilor comerciale? La Sfântul Gheorghe? Nu, pe general. Verbina. Domnul Verbina să vină aici și să zică, bă, fraților, hai să facem curat, că și pe dânsul deranjează braconierul și turistul care nu mai vine și pe mine la fel. Corect. Dar fiecare are interes. Eu n-am niciun interes și eu nu reprezint pe nimeni. Că sunteți voi în aceeași situație. Am venit să mă recunosc. Regulament pe care să-l semneze fiecare pescar. Evident că va fi așa. În momentul când avem ceva comun cu Mariana, voi veți face. Este vorba de aceeași asociație pe care eu am inițiat-o de data asta. Se numește Asociația Națională. Se numește Asociația Națională a Pescarilor Recreativ / Sportiv Națională. Ca să obținem cuvântul național în titulatură, trebuie să avem permisul SGG, ca așa e legea. Pentru român și național. I-ai scris online, dar în regulamentul cu pește, cu tot, cu dimensiune. Să recunoască, să nu mai zică... Facem asociația, după care vom primi... Era caras. Vom primi bine. Ținem ședințele online, să facem totul. Vă promit că fac asta. Și pe lângă... E gata statul. Și pe lângă... Și pe lângă... Puneți, propuneți ca și asociația să facă și lucruri de genul, să încearcă să facă repopulare, care poate, sunt membri care pot dona bani. Să ne batem capul cu repopulare. Nu se poate asta. Să încercați să faceți propuneri. Nu se poate noi capul. Aici este RVD-ul și nu ai voie să vii să se facă repopulare, fiindcă ei sunt cei care stabilesc în condițiile lor să se facă. Dar noi să participăm. E problema mea cu populările. N-au decât să facă ce vor ei. Chetă națională. Treaba mea e să, dar măcar să menținem delta Dunării pe linia de flutire și să ne bucurăm de ea în anii ce urmează. Dacă este asociație, pot veni propuneri din partea pescarilor. Noastră le selectați, le discutați într-un consiliu, le puneți, pe grup și în momentul ăla se vor vota. Și se vor vota exact așa. Da, bineînțeles. Și atunci știți ce aveți de făcut. Noastră aveți o idee, dar poate cineva o dezvoltă mai bine decât dumneavoastră. Bineînțeles, pentru că are cunoștințe în domeniu. Evident. Toți pescarii nu înseamnă că sunt mai pescari. În spatele lor au tot felul de studii, tot felul de școli și așa mai departe și pot veni tot felul de propuneri. Sunt alții care sunt avocați. O să vedeți. Poate să vină cu o propunere legislativă bună. Exact așa e, construit. Sigur că se va, nu poți să aderi la ceva ce nu știi cum funcționează, cum arată. Dar trebuie să începem de undeva. Păi e gata asta. Trebuie să aducem în mine. Înființează asociația sau e practică înființată? Susținem. Găsiți pe Facebook, o să vedeți că... Și pentru demersurile care le veți face și drumuri și așa mai departe, suntem de acord să plătim și taxe, pentru că ceea ce veți face voi ca asociație care prezentați, veți merge să faceți. Nu înseamnă că trebuie să vă susținem noi, pe voi. Nu. Dar nu e normal. Pe mine vă spun sincer, nici nu mă interesează să înființez asociația, să-și aleagă organele de conducere din care nu țin neapărat să fac parte și să meargă înainte astfel încât să ne reprezinte interesele, să nu ne mai lăsăm călcați în picioare de astfel de politici publice făcute pe genunchi într-o stație de autobuz. Ce mai face? Dacă această asociație va fi cu condiția ca și această asociație să aibă câteva mii de membri în spate. Că dacă vor fi membri doar ăștia care suntem aici, nu o să ne bagem seama nici cu asociații. Deci trebuie să înțeleagă toți pescarii care doresc și au acest lobby să participe. Faptul că stau pasiv nu le pasă, nu înseamnă că vom rezolva ceva ăștia puțin care ne-am adunat. Deci în fiecare localitate și în fiecare județ, dacă asociația își face treaba și oamenii vorbesc și spun ceea ce trebuie să spună, vor găsi reprezentanții în fiecare localitate să meargă pe la ceilalți pescari să facă de așa natură să-i aducă în această asociație, să-i scrie. Și atunci se vor strânge nu mii, zeci de mii, poate sute de mii de pescari. Și atunci vom avea un cuvânt de spus. Vom fi luați în seamă. Se vor face liste și cu
semnături și în momentul când va merge reprezentantul la minister, nu aici, la minister, bineînțeles, să aibă un cuvânt de spus, să aibă în spate mii, zeci de mii de pescari, nu 200 de pescari care au venit acum. Așa trebuie făcut. Că jocurile se fac la București. Da, bineînțeles. Tocmai de asta trebuie mers la București, nu aici. Aici e bătaie de joc. Faceți. Au fost purtate de... Mă numesc Voicoradu, da, cunoaștem majoritatea. Sunteți, da. Da, sunt șeful serviciului juridic de la administrația rezervației Bioserii Delta Dunării. Au fost discuții, dacă mă întrebați pe mine, aprinse din partea reprezentanților noastre, Ministerul Agriculturii, reprezentat prin Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, și guvernatorul al administrației rezervate au picat. O să facă propunerile pentru modificarea articolului 6, punctul care, de fapt, de acolo plecăm, vă interesează pe dumneavoastră, privind eliberarea capturilor celor patru specii valoroase. O să transmitem și cu siguranță va fi favorabilă. Bravo! Mulțumim! Propunerea cu propunerea o cam luăm în barbă, domnul juriu. Și apropo de tațiune, da, zi-mă, trebuie făcute, nu propune. Dar eu cred că dacă pleacă de la administrația rezervației, cu toate că o să ajungă la cele două ministere de resort, cu siguranță că se va rezolva. Dar măsura de eliberare este una legală, constituțională, sau trebuie repusă în legalitate? Eu spun de punctul nostru de vedere. Sunteți jurist, nu puteți să ne răspundeți direct. Pot răspunde ca și funcționar, ca și funcționar public. Noi avem obligația să respectăm un act normativ. Este legal? Exact. Ca asta întrebam eu. Tu vrei să îți ceri dreptul opinia personală că nu e juridică. Juridică este, aveți dreptate. În cazul în care o persoană se simte lezată într-un drept de al său, începem și noi, fiind funcționar, vom merge la instanță. Ceea ce nu va fi cazul acum, cu siguranță se va rezolva această problemă. Pe care problemă? Părerea dumneavoastră, dacă ajungem în instanță, noi câștigăm discriminarea care ne face această măsură? Există legislație. Păi ca jurist, spuneți-ne că e simplu. Nu cred că există o discriminare, pentru că, într-adevăr, acum se va rezolva, din discuțiile purtate la masa negocierilor, se va rezolva această problemă, că suntem încă în prohibiție. Și se va rezolva. Mulțumim! Ce vă promitem noi ca pescari că o să ne facem asociație și o să fie din ce în ce... Nu, că suntem toți turcei, majoritatea. O să începem să devenim puternici și noi ca asociație de pescari. Până acum nu am fost reprezentați de către nimeni, dar în momentul de față au început câțiva oameni să se miște. Să știți, ar fi extraordinar, să vă spun și de ce, pentru că la toate întâlnirile, când se discută un proiect de act normativ, de ordinul de prohibiție, că de-aia îi spune ordin de prohibiție. Ar fi foarte bine dacă ar fi exact cum vă constituim reprezentanți în aceste foruri, no, și nu numai, și la noi la nivelul în aceste foruri, pentru că să discutăm fie invitați aici, când se mai fac aceste proiecte de normative cu... aceasta. Dar cine are interes ca să invite? Să fie obligat. Dacă nu există asociație, pe cine să invite? Să mă invite pe mine că domnul Radu mă cunoaște sau pe altcineva? Că suntem asociație. Să fie o asociație. Haideți să fiți puțin mai clar. Să le spuneți oamenilor, stați puțin. Să le spuneți oamenilor care specii vor reveni la anul 2000, legislația în anul 2019 și care vor continua să fie prohibite. Nu știu, acum dumneavoastră ați participat la discuții, da, da, și ați văzut chiar dumneavoastră, chiar dumneavoastră ați spus că specia, de exemplu, ștucă e pe cale de dispariție. E pe cale de dispariție. Ar trebui împreună, da, institutul, administrația rezervației, cu dumneavoastră, să, da, în urma consultărilor, să spunem, domnule, haideți anul acesta să încercăm să... Pescarii comerciali. Toată lumea, am spus. Toată lumea. Să încercăm, că avem o specie periclitată, da? Ștuca, de exemplu. Da. Și sunteți de acord cu asta. Da, discutăm și cu partea cealaltă și poate găsim o soluție comună. Atâtea comerciali pescuiesc cu kilometri de seci și cu ochiurile sub mici. Unde să scape puietul? Da. Tocmai, vedeți, dumneavoastră ridicați o problemă, pe bună dreptate, federațiile de pescari comerciali ridică o altă problemă, că... Dar trebuie să vă conștientizeze că asta e Am o întrebare. Cine a luat măsura ca un pescar să nu poată să rețină o bucată de crăpă?
Cine a luat măsura asta? Discutăm de o măsură. Cine a propus? Domnul Munteanu, vă spun eu. Ce rămâne? Eu care lucrez. O secundă, cine a propus-o? Nu, că nu care lucrez. Guvernator Munteanu, vă spun eu. Au mai fost odată luat o măsură. Domnul șeful, o întrebare. E din partea ARBD? Da, persoana care a propus astfel un astfel de lucru. Din partea, numai administrația rezervației. Dar cine? Auziți? Dar cine? În urma studiului care domnul Gheorghe mereu spune și în permanență, domnul spune că e un studiu făcut neprofesionist. Corect. Dar gândiți-vă că acest studiu, credeți-ne, v-am spus și vă repet, este avizat de Academia Română. Eu de-am luat domnul Gheorghe Cereacă. Deci dacă mai spuneți de Academia Română, mă sinucid aici, am semnă probabil. N-am întrebat. Păi ori nu știu să citească domnii academicieni pe cuvânt, ori nu l-au citit. Dacă au rămas dinozauri. Ce facem din partea RBD? Ce facem care a propus? De ce nu se începe un proces? Dar știi ce rămân? Eu care rămân surprins. Eu rămân surprins că administrația rezervației sau la câțiva ani în ordinul de prohibiție a mai apărut. Le-au mărit și cotele, vă spun eu. De câte mi-aduc aminte. Și cotele și kilometri de plasă și ochiile le-au. Știi cum tot așa. În loc să le diminueze. De ce am pus întrebarea? Dacă e de la RBD, am fi vrut să-l vedem în față, respectivul, sau un reprezentant al instituției, da. Să-l întrebăm în mod direct. Sunteți în regulă? Nu, da, vedeți, sunteți în regulă? Știți de ce s-a ajuns? Ca și ori este o categorie de oameni. Puțin mulți cât sunt ei. Și nu poate să rețină un pește și comercial să-l rețină. Nu ne-am consultat, adică unde vedeți, vedeți, acum ne consultăm întrebări de ce au venit. Cum, doamne, nu vă consultați, ne reprezentați? Dumneavoastră ne reprezentați. Dumneavoastră țineți într-o instituție publică. Dar nu pe scară. Ne reprezentați pe noi aceia care suntem mai mare grupă comercială. Dacă ne uităm cu atenție, discutăm și despre acea taxă, tarif, taxă, de fapt, la pescarul recreativ sportiv. Atunci, domnul se achită. Înțelegeți foarte bine ce am vrut să întreb. Mi-am întrebat dacă e de la dumneavoastră sau de în altă parte. Domne, poate e de la guvern, poate e de la Ministerul Agriculturii, să știm unde ne ducem. Că vrem să stăm și noi de vorbă cu omul ăla, să-l întrebăm de sănătate, vedem cum a gândit. Este un bate dreptate. Vă bate în joc întreagă categorie de oameni. Deci aici e discuția aia, știu, dar nu spun și haideți să mergem mai departe. Să-i transmit domnului guvernator toată stima noastră, că s-a deranjat totuși pentru un minut, atât să compare cu dar era cu presa, când a venit domnul, era cu presa, cu presa, era cu președinte. Nu luați așa, pentru că vreau să vă spun un singur lucru. Eu lucrez de ceva ani în această instituție, vă spun un singur lucru. Mă bucură, sincer, că avem un guvernator care este în primul și primul rând este tulcean. Cunoaște fenomenul, știe și tocmai asta încearcă să rezolvă. Nu a luat măsura să n-ai voie să rezolvă. Că nu a luat măsura. Păi când a luat măsura? Nu, când a luat, auziți, când a luat măsura? Dumnealui nu era guvernator. Nici nu era guvernator. Când a luat măsura? Luam măsuri imediat, nu avea o reacție. Spunea, bă, fraților, e neregulă, e ceva, e ceva neregulă. O reacție la ce? La faptul că se face discriminare. La asta. Domnule, vreți să luați măsuri? Vreți să luați măsuri? Opriți, domnule, pescuitul și acest lucru 5 ani de zile. Toată lumea! Toată lumea! Eu ne vedem de treabă, tot ce zic, tot ce avem. Sportiv. După aia o să vezi pe Jordan de 2 kg în bară, să vezi ce faci. Eu sunt de acord. Pește. Nu se poate lua o măsură. Nu se pot lua nici toate extreme. În baza unor, compensații și pentru pescarii comerciali. De ce nu se compensați? Așa cum trăiesc ajutor social tot orașul ăsta, așa poate să trăiască... Dau drumul la pește, că l-a trage blocă pădurii. Și pe ăștia legat la mine liberat, eu îl prind de pescarul comercial. În plază, că e împășurată, e împășurată de trei delta asta, în plasă, în monofilament. Ce pește să mai scapă? Poți să intri cu barca de plasă. Monofil, deci nu poți, unde intri, dai de monofilament. Toate aspectele, îți dacă și eu am bărbut, deci mergi eu la un pescuit creativ sportiv. Și eu merg ca și nu se ia nicio măsură, nicio măsură. Și am mers pe o văzut și pe mine că pescuiesc. Dar vedeți, aici nu poți să iei o măsură, exact cum spunem noi acum, de mâine se interzic taxiurile. Este adevărat, dar faceți domne niște proiecte, faceți niște reflăsânări. Să căutăm, bă, și să vă ce compensare. Face bani nimic, interzic, faceți niște taxe pentru pescuitul. Ce
gospodar cu oamenii ăștia, domnule. Ne vrei, domnule, să vrei un chil de fapt. Ia pe mine, domnule. Uite, domnule, ce la ce te aștepți la altceva la oamenii ăștia? Uitați-vă cum arată. Ce dracu, despre ce vorbim? Păi, cu toate pentru sportive aici. Da, unde? Pe tavan? Vă mulțumim mult pentru... După cum ați văzut, s-au discutat mai multe probleme, dar consider că cea mai importantă este cea prin care se intenționează realizarea unei asociații care să reprezinte interesele pescarilor. Sfatul meu este să aderați cât mai mult la această asociație, să fie cât mai mulți membri, fiindcă atunci asociația cu adevărat o să aibă putere de a reprezenta și va avea putere să schimbe ceva în bine pentru noi pescarii sportivi recreativi. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept să vă abonați la canalul Pescuit în Delta Dunării, să comentați cele văzute și să indicați ce ați dori să vedeți pe viitor. La revedere!